Dar e păcat de ea. Și am zis, hai să Materialul biocompozit arată ca o pastilă de paracetamol. Acesta poate fi folosit pentru repararea oricărui defect osos grav și este o alternativă la protezele metalice folosite în prezent pe scară largă. Acest material oferă avantaje din punct de vedere al biocompatibilității lui. Utilizarea ca și component a unei matrici ceramice cu granulație nanometrică favorizează dezvoltarea sistemului osos dinspre osul natural către această grefă artificială de os. Și atunci atașamentul celor două componente se realizează mult mai bine decât în variantele tradiționale. Materialul biocompozit este format din pulberi metalice și ceramice biocompatibile și poate fi folosit pentru reconstrucția oaselor maxilofaciale, craniene sau în ortopedie. În prezent, materialele pe bază de titan biocompatibile au dezavantajul unei tenacități ridicate, care în timp duce la o uzură a osului natural, iar cele polimerice nu pot fi prelucrate mecanic. Materialul brevetat de cercetătorii craioveni are proprietăți mecanice apropiate de cele ale osului natural și permite o prelucrare mecanică ușoară cu o freză stomatologică. Din punctul nostru de vedere al ortopezilor, să știți că avem mare nevoie de orice substanță care poate să vină să substituie osul, dar care să îndeplinească criterii care sunt întâlnite în toată biologia, adică nu poți să pui un material care nu respectă condițiile biologice, adică este respins de organism, produce distrugeri de țesuturi. Prinderea dintre os și grefa de material biocompozit a fost testată și din punct de vedere mecanic de specialiștii de la Facultatea de Mecanică din Craiova. Simulând un accident frontal, un impact frontal al unei autoturism, cu pilot care are o grefă de os din acest material, în condițiile cele mai severe, fără centură de siguranță și cu sistemul de airbag neactivat, impactul respectiv nu a reușit să producă leziuni la nivelul grefei de os și nici la interfața os natural-os artificial. Și nouă asta ne-a dat foarte multe speranțe că și încredere să mergem mai departe cu acest tip de material. Cercetătorii craioveni lucrează în prezent la o modalitate ca materialul inventat de ei să poată fi turnat cu ajutorul unei imprimante 3D în forme adaptate necesităților pacienților.